Ia uitați ce bine arată. Un deliciu. Vedeți? Un deliciu. Bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi o să facem prăjitura albă ca zăpada. Și pentru această prăjitură vom avea nevoie de ingrediente pentru foi și ingrediente pentru cremă. Eu le-am împărțit. Și pentru foi vom avea nevoie de 300 de făină, de 50 de lapte, 50 de ulei, 50 de grame de zahăr, 3 grame de amoniac, amoniu pentru prăjituri, un ou, un praf de sare și o să adăugăm și puțină coajă de lămâie și puțină zeamă de lămâie. Pentru crema noastră, ca să umplem această prăjitură albă ca zăpadă, vom avea nevoie de 500 de lapte, apoi vom avea nevoie de 100 de zahăr, 50 de amidon de porumb, 60 de unt, un praf de sare, vanilie, eu am aici un praf, zeama și coaja de la o lămâie și cam atât. Și un storcător să sarcem lămâia. Așa, mi-l pun aici. Și o să începem cu crema. Am să dau ingredientele pentru foi într-o parte, așa aici. Le pun așa într-o parte aici. Și să începem cu crema. Și mai întâi vom pune laptele nostru cu puțină coajă de lămâie pe foc, într-o tigăiță. Așa. Și acum voi curăța puțină coajă și o voi pune în așa încet, încet și cu un cuțitaș. Eu fac cu acesta ca să nu iau pielița albă, vedeți? Subțire și o punem așa în lapte. Așa, încet, încet și punem și o să punem pe foc. Ia uitați cum a zburat. Așa. Și apoi o să scoatem. Așa, dăm deoparte și punem pe foc. Așa. Și lăsăm să se încălzească. Cât timp se încălzește, ne ocupăm de aluatul nostru. Și voi pune un gălbenuș cu un albuș, deci un ou întreg. Îl vom pune împreună cu zahărul. Așa. Și voi amesteca bine. Și voi pune și un praf de sare. Așa. Și lăsăm laptele să se încălzească până dă în clocot și îl dăm deoparte. Așa. Vom adăuga și laptele.
amestecăm, adăugăm și uleiul. Și amestecăm puțin până când se topește zahărul. Puțin, puțin. Suntem atenți și la lapte. Așa. Și dacă zahărul nu se mai simte și s-a topit, apoi vom adăuga bicarbonatul de amoniu sau amoniacul, cum vreți să-i spuneți. Deci nu se mai simte. Vom adăuga bicarbonatul de amoniu și apoi adăugăm făină. Și am să adaug și puțină coajă și puțină zeamă aici. Să un cuțitar să tai. Și am să adaug și puțină coajă de lămâie. De la o lămâie, așa. Astăzi o să ne vedem de două ori. Deci facem foile, facem crema și cred că o să le și umplem. Să vedem ce timp avem. Și după aceea ne vedem. După ce o să punem în forma noastră foile cu crema, o să ne vedem mai târziu, să o scoatem și să o tăiem. Și dacă dorim să o decorăm această albă ca zăpada, eu aș vrea să o decorez cu ganajul de ciocolată cu unt, deci crema cu unt făcută cu frișcă, cu ciocolată albă și cu unt. Și dacă nu, puneți puțină cremă și puțin zahăr pudră deasupra sau nucă de cocos, acum depinde de fiecare. Eu vreau să decorez cu această cremă. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Astăzi voi publica pentru prima dată această rețetă de albă ca zăpada. Deci eu o fac de ani, mulți. De când mă știu, am învățat-o de la mămica mea și cred că toată lumea știe să o facă. Dar astăzi vreau să vă arăt și cum o fac eu. Așa, laptele se încălzește. Am pus coajă de lămâie, tăiem să stoarcem și puțină lămâie. Așa. Și să punem și o picătură de lămâie, așa, cam cât o linguriță, nu mai mult. Restul o să punem în cremă. Așa. Și voi pune și puțină zeamă de lămâie, cam o linguriță. Atât. Și amestecăm. Deci acum vedeți că amoniacul cu lămâia începe să facă să-și facă efectul și adăugăm făină. Adăugăm mai întâi puțin, amestecăm și apoi adăugăm restul. Mă uit și la lapte. Așa. Amestecăm așa bine totul. Laptele începe să se încălzească. Așa. Să dau un pic mai aproape să se vadă mai bine. Așa. Deci laptele s-a încălzit. Și imediat îl am să închid. Deci a ajuns până la punctul de fierbere. Și dăm deoparte. Imediat facem și crema. Și punem și restul de făină. Și amestecăm.
Este de preferat făina să o puneți treptat, ca să nu fie prea multă. Acum depinde cât de uscată este. Așa. Vedeți aluatul? Acum îl voi frământa puțin cu mâna și îl vom da deoparte cât facem crema. Uitați. Vedeți? Așa. Deci incorporăm bine toată făina. Îl lăsăm să se odihnească cât timp facem crema. Și apoi punem crema la rece și ne preparăm foile să le dăm la cuptor. Am intrat așa astăzi, apoi o să intrăm de luni din nou, tot așa în jur de 11-12, deci este ora când intru. Așa, ia uitați aluatul și îl dau deoparte un puțin. Și acum, unde am avut făina, o să dau jos. Vom pune zahărul, cu amidonul, așa. Cu un praf de sare, puțin, puțin, cu aroma noastră de vanilie sau praful de vanilie. Așa. Amestecăm așa bine. Și acum vom adăuga laptele. Așa, vom adăuga treptat. Amestecăm. Apoi îl adăugăm pe tot. Așa, ia uitați ce am făcut. Amestecăm așa bine și o să punem totul înapoi în ulița noastră și punem pe foc și amestecăm până se îngroașă. Așa. Și punem totul aici pe foc în uliță și punem pe foc și amestecăm. Vom face și restul de lămâie. Aici avem și untul. O să-l punem imediat. Așa. A început să se îngroașă. Mai las puțin, puțin. Și adăugăm lămâia. Crema. Așa. O să adăugăm lămâia. Vedeți? Zeama de lămâie și amestecăm încet, încet. Așa. Mai pun puțin, puțin pe foc. Așa. Am închis. Aici avem crema noastră. Vedeți?
La mine se văd acele punctișoare de la baca de vanilie. Așa, o lăsăm să se răcească. Am să gust, apoi adăugăm și untul. Bună. Și adăugăm și untul acum. Deci amestecăm. Așa. Un vas și voi pune crema. Să sperăm că încape. Să o punem așa pe toată. Așa. Așa. Și o acoperim așa, o lipim de cremă. Vedeți? Și acum o dăm la rece. Aici avem aluatul nostru pentru foi, am un sucitor și acum să ne preparăm foile. Să le întindem. Așa. Am să le coc pe fundul acestei tăvi. Să facem, să le împart așa în două și o să facem foile. 4. Voi tăia puțin mai micuț. Așa, și înțepăm cu furculița. Vedeți? 2-3 minute. Așa, vedeți? Deci cam 2-3 minute durează, nu mai mult. Ia uitați. Este fierbinte, să dau așa. Aici ca să se vadă. Oh. Ia uitați. Foi de albă ca zăpada. Ele se coc foarte repede. Eu mai las gata. Crema este gata pentru prăjitura albă ca zăpada. Aici avem frișcă. Am mixat-o puțin. Și vom pune totul într-o tavă. Eu am tapetat-o cu folie. Acestea sunt foile care mi-au ieșit. Au ieșit 4. Mi-a rămas o bucățică mică de aluat. Așa, și avem pentru foi. Am folosit 50 de lapte, 50 de ulei, 50 de zahăr, 3 grame de amoniac, bicarbonat de amoniu, un praf de sare, un ou, puțină zeamă de lămâie, coajă de lămâie și mi-au intrat circa 150-170 de făină. O puneți treptat, deci circa 300 în total ar trebui, dar depinde cât de uscată este făină. Aici avem 400 de frișcă bătută și aici avem cremă făcută cu 500 de lapte, 100 de zahăr, 50 de amidon, 60 de unt. Am pus coajă de lămâie, zeama de la o lămâie, un praf de sare și puțină vanilie. Și acum să montăm prăjitura albă ca zăpada. După ce o montăm, o acoperim bine, așa, punem ceva greu deasupra și o lăsăm câteva ore. Eu după ce termin de făcut
și de pus prăjitura în tavă. Ne vedem încă o dată să o tăiem, să o decorăm, așa. Și la sfârșit voi aduna video de dimineață cu video de acum și video când o să tăiem. Și voi face un video care va fi publicat pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, pe pagina de Facebook cu același nume și aici pe TikTok. Așa. Și acum am să dau foile deoparte, să mixăm puțin crema. Vedeți, eu am pus peliculă deasupra și o scoatem. Așa. După cum se vede, ea s-a întărit. Ia uite, vedeți? S-a întărit bine, bine, bine. Am să dau foile deoparte. Vedeți, 4 foi au ieșit. Așa. 4 foi frumoase, ia uitați-le. Așa. Deci dimensiunea este de 16x28. La gata coapte, le-am măsurat. Așa. Și am să dau deoparte. Și acum voi pune într-un vas crema noastră. Să o scoatem, că s-a întărit aici. Așa. Și o vom mixa puțin cu mixerul. Și apoi vom adăuga frișca. Eu am bătut-o puțin înainte, puțin, puțin. Și să mixăm puțin. Așa, am mixat puțin. Și acum o să adăugăm din frișca noastră. Eu aici am 400 de frișcă. Și adăugăm și restul de frișcă. Să dăm și de pe margini. Și când faceți crema, deci cea făcută pe foc, deci în momentul când adăugați zeamă de lămâie, puneți mai întâi jumătate din cantitate. Eu am pus zeama de la o lămâie. Puneți jumătate, amestecați bine, gustați și dacă vedeți că este bună de acrișoară crema, o lăsați așa. Dacă credeți că o vreți puțin mai acrișoară, atunci mai puneți puțină zeamă de lămâie. Deci eu am pus zeama de la o lămâie la această cantitate. Așa, ia să dăm în mijloc și să mai batem puțin și este gata. Așa. Și acum avem crema noastră de lămâie, avem foile. Ia uitați-le ce frumoase sunt, vedeți? Așa, 4 foi. Să le vedeți mai bine. Așa că le rup ca să vi le arăt. Ia uitați-le, 4 foi pentru albă ca zăpadă. Așa. Și aici am tapetat o tavă. Este un pic mai mare decât foile. Am sărit aici o picătură. Este un pic mai mare, dar nu este nimic. Eu am tapetat-o cu foaie transparentă. Așa, și punem în interior prima noastră foaie. Vedeți? Prima foaie și o punem așa aici. Vedeți? Așa. Și acum adăugăm. Deci o să împărțim crema noastră în trei. Avem 4 foi cu 3 straturi de cremă. Și să punem un sfert din crema noastră. Așa, peste. Un sfert. Da, un sfert, că împărțim în trei.
Așa, ia să vedem. Încă puțin. Așa, și întindem. Întindem așa bine peste tot. Și apoi prăjitura noastră albă ca zăpadă o să o strângem în această folie. Și o să o lăsăm câteva ore să se odihnească, ca să se înmoaie foile. Și apoi ne vedem să o tăiem și să o decorăm. Așa. Vedeți? Acum voi pune încă o foaie. Întindem așa bine, oricum marginile le tăiem. Și mai punem încă o foiță deasupra peste. Și acum punem jumătate din crema pe care o avem aici. Și întindem. Aceasta este prăjitura, una dintre prăjiturile copilăriei. Am crescut cu această prăjitură, o făceam mereu de revelion. Nu exista revelion fără nuci, faguri, paleuri, caise, piersici, albă ca zăpada, prăjitura televizor. Deci toate aceste prăjituri le găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și pe Facebook le găsiți făcute și în direct. Eu le-am făcut mereu în direct. Așa. Acum le facem și pe TikTok. O să mai pun aici puțin cremă. Și acum mai punem încă o foaie. Vedeți? O luăm și așezăm așa aici peste. Ia uitați. Așa. Și acum punem restul de cremă. Și a patra foaie rămâne liberă. Că o să decorăm cu ciocolată. Deci cu o cremă de unt cu ciocolată frișcă și smântână. Deci o cremă 1-1-1, cantități egale. Așa. Punem tot și întindem. Și întindem așa peste tot. Vedeți? Așa. Eu dimineața am făcut foile și să aveți mare grijă când puneți făină, aveți grijă când o adăugați, aluatul să nu fie prea tare. Eu vă explic și în video că eu am pus toată făină odată și trebuia pusă treptat, că depinde și de făină cât este de uscată. Și așa. Și acum punem ultima foaie peste. Vedeți? Am pus crema. Și acum avem ultima foaie. O lăsăm pe cea care este cea mai frumoasă și o punem deasupra. Așa. Și acum închidem. Închidem așa bine clotul. Și apoi vom pune o greutate deasupra să se preseze bine. Așa. Pe de aici o vom scoate așa cu tot cu ciolofan și o vom pune pe fund și o vom tăia. Așa. Și o închidem așa bine.
Vedeți? Așa. Și acum voi pune o greutate deasupra, deci un fund mai micuț, și o lăsăm să se înmoaie, să-și tragă foile din cremă. Ia uitați. Așa. Deci are 16 pe 27 la gata. Prăjitura albă ca zăpada. Aici am o cremă de unt făcută cu 100 de ciocolată albă, 100 de frișcă lichidă și 100 de unt. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acum să desfacem prăjitura, să o odihni câteva ore și să o decorăm și să o tăiem. Așa. Eu am pus-o în folie. O puteți lăsa toată noaptea la rece. Așa. Dacă doriți, puteți scoate și folia. Acum, cu ciocolata, crema de ciocolată albă și unt și smântână o să punem deasupra. Și apoi o să tăiem. Puteți pune și... Vă puteți lăsa puțină cremă, puneți deasupra și adăugați nucă de cocos. Dar eu pun această cremă. Așa. O să tăiem mai întâi marginile. Și după ce am întins, am așa o palițică și o să batem așa puțin. Așa, ia uitați, ca să iasă așa. Vedeți că seamănă cu nuca de cocos. Așa. În momentul când dăm la frigider, această cremă de deasupra se întărește. Nu rămâne așa, că este făcută cu unt. Așa. Și acum am să dau deoparte. Voi aduce un cuțit și vom tăia marginile și apoi o tăiem în două și apoi feliuțe. Și vom tăia mai întâi marginile. Să vedem dacă reușim. Așa. Să tăiem și aici. Această prăjitură este făcută în direct cu voi astăzi. Este făcută albă ca zăpada la viteză maximă. Așa. Să punem părțile laterale. Pe o farfurie.
Acum întoarcem și tăiem și aceste părți laterale. De fiecare dată ștergem cuțitul. Așa, încet, încet. Este foarte moale. Așa. Un deliciu. Prăjitura copilăriei noastre. Așa, și tăiem așa, încet, încet. Este foarte, foarte delicată. Ia să punem. Așa. Și acum o să dăm deoparte. Să ștergem cuțitul. Îl aduc aici lângă mine ca să am de șters. Așa. Și acum vom tăia în două și după aceea așa bucățele. Ia să vedem cât de cât să fie egal. Așa. Așa. Și acum o tăiem bucățele. Am să o dau mai întâi la rece și am să o tai după aceea, să vă arăt la început. Așa. Deci o împărțim așa pe bucățele și o tăiem. Dar eu am să-l dau la rece, cred. Este foarte moale. Vedeți? Ia uitați. Și acum să o și prezentăm această prăjitură. Ia să vedem, eu m-am pregătit așa o farfuriuță. Să dau totul așa într-o parte și să luăm și să o punem, să o așezăm aici. Să vedem dacă s-a tăiat. Ia uitați. Vedeți? Prăjitura alba ca zăpada. Așa. Și așezăm una aici și încă una. Vedeți? Și le așezăm așa aici. Voi întoarce puțin. Așa. Și acum. Nu o voi lăsa așa. După cum știți, zilele trecute am făcut ciocolata plastică. Ia uitați, ținută
în folie. Deci noi dacă rupem și începem să o amestecăm, să vedeți cum se înmoaie. Așa, să vedeți diferența. Vedeți? Ia uitați. Și acum vom face două floricele și le vom pune deasupra. Să dau așa. Voi întinde puțin. Am așa o formă. O să dau puțin prăjitură într-o parte. Așa. Am o formă aici, o floricică. Nu știu dacă se vede. Așa. Și voi face două floricele. Și voi tăia una. Și două. Apoi vom da prăjitura la rece. Așa. Și acum am să folosesc această formă, vedeți? Și voi face o mică presiune așa pe petale. Uitați. Așa. Aici am usită, voi lua puțin din ciocolata plastică și voi împinge pe dedesubt și împingem ca să facem pistilul. Aceasta este usită mult mai mică decât zilele trecute. Așa. Vedeți? Și împingem. Și aici iese pistilul. Și cu o pensetă micuță, luăm și îl așezăm așa pe mijloc aici. Așa. Aici avem prăjitura noastră albă ca zăpadă și o să punem așa câte o floricică. Cine dorește, bineînțeles. Ia uitați. Vedeți? Prăjitură albă ca zăpadă, făcută astăzi în direct cu voi, începând de dimineață. Am început astăzi tot așa în jur de ora 11:30. Ia uitați ce bine arată. Un deliciu. Să o și gustăm, să vedem cum este. Să tăiem o bucățică. Și am să dau ciocolata. Această prăjitură o dau la rece, vedeți? Și o tăiem, o dăm la rece, o punem pe platouri. Și apoi o servim. Așa. Și să vă arăt cum arată prăjitura noastră. Ia uitați. Vedeți? Un deliciu. Este bună, 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 bună. Și vă doresc o zi frumoasă și ne vedem luni dimineață, tot așa, în jurul orei 11. Cu o altă rețetă. Îmi puteți lăsa mesaje ce fel de rețete ați dori să facem în direct. Ați văzut că nu se fac greu. Așa. Până și alba ca zăpada poate fi făcută în direct. Doar că cu timpul necesar de odihnă pentru prăjitură ca să se însiropeze. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost astăzi alături și că mă urmăriți. Pupici, o zi frumoasă și încă o dată mulțumesc. La revedere!